Ionuș Neagu s-a născut la 5 aprilie 1932 la Grădiștea de Sus, Brăila, într-o familie de țărani. A studiat primii 5 ani de școală primară în satul natal și a continuat studiile între 1944 și 1948 la Liceul Militar din Iași, 3 ani îi urmează la Liceul Militar din Câmpul Lung Mușcel. Urmează apoi Școala Pedagogică numărul 2 din București, iar în 1951 devine cursant al Școlii de Literatură Mihai Eminescu, până în anul 1952, fiind coleg de generație cu Nicolae Labiș, Radu Cosașu și alții. Între 1954 și 1957 învață la Facultatea de Filologie din București, dar nu își încheie studiile. În anul 1954 a debutat cu povestirea Dușman cu lumea, în revista Tânărul Scriitor, iar în anul 1960 are loc debutul editorial cu volumul de povestiri Ninja în Bărăgan, volum retipărit în 1964 sub titlul Cantonul Părăsit. În anul 1960 a publicat Somn de la miază, iar în 1962 Dincolo de nisipuri. În anul 1967 publică Vara Buimacă, piesa Scoica de lemn, care peste ani se va juca la Teatrul Notara din București. În anul 1985 se joacă piesele Echipa de zgomote la Teatrul Majestic și Olelie la Teatrul Național din București. A colaborat adeseori în cinematografie ca scenarist sau creator de dialoguri. A îndeplinit funcția de director al Teatrului Național din București și a fost membru al Academiei Române. În aprilie 2013, la lansarea celui de-al doilea volum al lucrării Jurnal cu fața ascunsă, finalizat de regretatul scriitor cu 2 săptămâni înainte de a muri, academicianul Eugen Simion spunea despre Fănuș Neagu: a grea spectacolul vieții, a fost un fenomen în felul lui. Fănuș Neagu este un noroc al limbii române și nu îi înțeleg pe cei care l-au marginalizat. Era un scriitor care citea, un cititor atent. Alături de Bănulescu și Preda, Neagu este un prozator esențial al gândirii. A reinventat literatura în felul lui inimitabil. Era un personaj la fel de cunoscut pe stadion și la teatru. Pe ultima copertă a volumului, Fănuș Neagu mărturisise: zilnic întreaga mea ființă emite ordonanțe ultimative. Scrie, scrie, chiar dacă simți moartea cățărându-se în cârcă. Pentru că Dumnezeu m-a dăruit cu talent și voință, inima și conștiința mea au ales definitiv, încă din prima tinerețe, durerea pentru șlefuirea cuvintelor, suferința pentru idee și bucuria încântată de a povesti. Fănuș Neagu a încetat din viață la 24 mai 2011 la București. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.